mișcări, niște... Am revenit la Agricultura, o șansă pentru România. Suntem în direct acum cu domnul Cristian Stoica, este membru în Consiliul Director Grânarii României, Asociația Grânarii României. Bună ziua, domnule Stoica, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Ne propunem să discutăm, sigur, într-o iarnă care pare pe alocuri favorabilă fermierilor și agriculturii. Mă refer la ninsori și la precipitații. Nu știu ce se mai întâmplă la Iași acolo, totdeauna e un caz mai special și o să rog să răspundeți. Deci, în această iarnă care pare mai liniștită, de fapt, avem multe teme pe agenda fermierilor care vin dinspre Uniunea Europeană. Mai întâi de toate, care e situația climaterică la Iași, domnule Stoica? În acest moment putem spune că au început să se refacă din rezervele de apă din sol, dar evident nu suntem într-o situație normală. Venim după 2 ani de secetă și rezerva a fost diminuată cu mult. Noi putem vedea doar partea de deasupra, primii 30-50 de centimetri din strat. Și problemele mari sunt mai jos sub această adâncime. Dar evident este încurajator pentru fermieri faptul că au venit precipitațiile și ne pune în speranța, că așa suntem noi fermierii, ne pune în speranța că anul care va veni va fi mai bun ca cel care a trecut. De acord. Pe lângă, vă rog. Pe lângă aceste speranțe avem în schimb și multe întrebări, multe nelămuriri și ne punem alte speranțe în domnul ministru și în factorii de decizie că vor lua decizii bune pentru noi fermierii și asta e momentul în care sperăm. Ok, aici când ne gândim la decizii bune, care sunt pe agenda prioritară? Știu că e o discuție legată de acele GAEC-uri, GAEC 7, GAEC 8, dacă zic bine. Se așteaptă o derogare, nu? Care ar trebui realizată la nivelul Comisiei Europene sau la nivelul Uniunii Europene mai degrabă, nu? Da, noi ne punem speranțe că domnul ministru va reuși să negocieze și va obține și pentru anul 2024 derogare pentru GAEC 7 și 8, respectiv rotația și pârloaga. Din păcate am văzut că, deși am avut susținere la nivel de Uniune de țări din Uniunea Europeană, la ultima întâlnire a Consiliului de Miniștri, Franța a depus o altă variantă la GAEC 7 cu 7%. Da, a fost o diferență între viziunea Franței și viziunea noastră. Și nu e tocmai pe placul nostru al României, dar am văzut că domnul ministru a rămas pe poziție și susține în continuare, dat fiind că România are peste 2 milioane de hectare pârloagă și cred că toți fermierii susțin faptul că nu mai e nevoie să mai lăsăm în fiecare fermă pârloagă. Avem suficient la nivel de țară, dar astea sunt decizii politice și se iau în Parlamentul și în Consiliul European. Da, e adevărat. Astăzi a apărut și o știre legată de Comisia Europeană care acordă României un ajutor de 34 de milioane de euro pentru daunele cauzate de incendii și secetă. Acești bani sunt din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. E o știre, înțeleg, ceva mai veche sau astăzi poate se reconfirmă. Ce știți, domnule Stoica, sau care e opinia noastră? Am citit și eu articolul din presa de astăzi. Este o știre mai veche. Noi, la forumul APPR, am știut de pe 7 septembrie de ea, decizia Parlamentului European și a Consiliului Europei de acordare a acestor fonduri din Fondul de Solidaritate.
Ulterior a fost transmisă către Consiliul Europei chiar o adresă în care am solicitat informații despre cum vor fi alocați acești bani și chiar suntem curioși cum va rămâne la urmă, fiindcă din ceea ce știm noi, aceste bani nu pot fi folosiți decât pe proiecte de infrastructură. Aha. Deci e de văzut ce se întâmplă cu care va fi destinația. Nu știu dacă vor ajunge banii în conturile sau către fermieri, deși ne-am dorit acest lucru, fiindcă nevoia este imediată la fermieri. Acești bani sunt pentru seceta din 2022 și suntem aproape în 2024. Deci ar fi nevoie de acești bani, pierderile au fost imense. Dar nu cred că vor ajunge la fermieri pe aceeași structură. Știu că au mai fost acordat Turciei 400 de milioane pentru cutremur din februarie 2023 și 20 de milioane au fost acordate către Italia. Au fost niște inundații. Aha. Deci acești bani sunt pentru refacerea infrastructurii sau nevoi imediate pentru a remedia anumite probleme. Nu cred că vor ajunge la fermieri. Deci nu vor fi pentru fermieri. Dar dacă tot suntem la... Nu știu. Sau așa pare, da. O să vedem. Așa pare din structura fondurilor și răspunsul care a fost transmis către noi, către forumul APPR, a fost că sunt pentru proiecte de infrastructură. Vom vedea. Exact. Exact, da. Vreau să vă mai întreb, apropo de această temă, dacă tot suntem la... acest punct din bugetul național, până la urmă s-au rezolvat acele despăgubiri pentru secetă, ele erau când? De anul trecut tocmai, din vară, din primăvară, din vară și sau de când? Și știu că nu veniseră banii la fermier, dar nu mai știu, s-au rezolvat? Nu, au venit după ce au fost trunchiați și tot trunchiați și așa, că era discuția acolo cu tot s-au tăiat, tot până, până aproape s-au minimizat. E ca o funcție din aia matematică în care te duci către zero, limita la zero. Din păcate, au fost, dar au fost așa de puțin că nici nu s-au simțit. Cred că de asta nici nu i-am reținut nici noastră și nici eu. Da, știu că au fost sume notabile. Da. Știu că au fost înainte, au fost destule dezbateri în mass media, așa cum spuneți, ele au tot fost micșorate, să zic, aceste despăgubiri și deci până la urmă au ajuns, dar insuficient. Mai e o discuție legată de acest regulament privind noile tehnici genomice, nu, domnule Stoica? Da, mai aveți vreo veste despre el? Din câte știm noi, poziția domnului ministru a fost de așteptare, e în discuții, probabil că dumnealui negociază sau încearcă să obțină ceva. Noi considerăm în continuare că aceste tehnici genomice, NGT1 în special, sunt necesare pentru a rămâne competitivi într-o concurență atât cu celelalte state membre UE, dar cu atât mai mult cele care nu respectă regulamentele UE și care produc chiar GMO și care au un avantaj competitiv față de noi. Da. Să mai spunem o dată, deși de fiată poate explicăm când atingem acest subiect, că e vorba de altceva, nu de organisme modificate genetic, să spunem acest lucru, nu? Vedeți că natura face o selecție singură și în timp soiurile sau plantele au suferit modificări. Unele au fost făcute de om, altele s-au petrecut natural. Aceste tehnici genomice NGT1 nu fac decât să reproducă aceste procese de selecție, deci nu se intervine în a lua porțiuni din ADN sau a face mutații de la o specie la alta. Sunt procese care se întâmplă în natură și care nici nu pot fi
Nu pot fi diferențiate față de plantele pe care noi le folosim și acum convențional. Practic, aceste tehnici nu fac decât să accelereze procesul de evoluție și de obținere a noi soiuri care sunt mai potrivite pentru a lupta cu o secetă, cu dăunători, cu anumite specii de buruieni, fiindcă vedem în ultimii ani că s-au înmulțit problemele, iar soluțiile sunt din ce în ce mai puține. Ori, odată cu noul PNS, noul Plan Național Strategic și noua politică agricolă comună, cu nou Green Deal și Farm to Fork, am primit mai multe restricții decât soluții. Ori aceasta pare a fi o soluție care nu ne va salva întru totul, dar vom avea un sprijin în ea. Am înțeles. Deci din acest punct de vedere, acest regulament ar trebui să fie cât mai repede să treacă de instituțiile europene și ar trebui să fie și aplicat, spuneți, nu? Da, noi sau ne dorim să se facă într-un mod corect, într-un mod natural, să treacă prin toate etapele decizionale și să fie sigur, dar deja studiile au arătat că aceste tehnici pe NGT1 sunt sigure, sunt poate mai sigure decât ceea ce facem noi acum. Și desigur că ne dorim să evoluăm, ne dorim să ne bazăm pe știință în luarea deciziilor și să folosim tehnologii din ce în ce mai bune și mai avantajoase pentru noi fermieri. De acord. Mai avem 2-3 minute, domnule Stoica, și v-aș ruga să ne mai spuneți cum vi s-a părut ca fermier și colegilor, cum vi s-a părut aplicarea PNS anul e primul an cu în care se aplică efectiv, nu, acest plan național strategic, nu? Da, desigur, a fost primul an, dar am avut câteva derogări care cele de care vorbeam la început, nu, gaiecurile acelea, da? Sunt gaiecurile care nu au fost aplicabile. Desigur că aceste schimbări au adus mai multă bătaie de cap. Vedem că și subvenția, avansul la subvenție nu a fost încasat decât de o parte mică din fermierii profesioniști peste 100-200 de hectare. Foarte puțini au luat și datorită neconcordanțelor între sistemul de control satelitar și teren. Da, da. Deci mai sunt lucruri de pus la punct. Credeți că acest avans se va plăti anul acesta sau pentru toată lumea? Păi deja nu ne mai încadrăm la avans. Termenul a fost până pe sfârșitul lunii noiembrie. În momentul de față ar trebui acordată toată plata. Okay. Probabil că cei de la APIA fac eforturi să rezolve din dosare, dar după cum știm, toate merg pe un flux, toate trebuie verificate și se fac plăți din câte știm. Avem colegi care au primit, dar și foarte mulți care nu și-au încasat avansul și, din păcate, 30 noiembrie e o dată cu scadență și către distribuitor acele facturi de inputuri, leasing-uri și aceste întârzieri dezechilibrează un pic balanța și cash flow-ul unei ferme. Scuzați-mă, domnule Stoica, ele vin de fapt și din această nouă situație a PNS-ului, spuneați? Desigur, da. E un nou soft, a fost modificat și aceste modificări implică și modificări în documente în soft, cât și în teren. Și cu siguranță de aici provin întârzierile către plata avansului. Fiindcă în ultimii ani ne obișnuisem ca în luna octombrie-noiembrie să primească, cred, peste 90% din fermieri primeau doar cei care erau la control. Se găsise un sistem care funcționa. Acum
Sigur, e amator. Acum vorbim de un program pilot. De o schimbare, da, da, un program pilot. Să-l denumim așa. Iar nu cred că toți fermierii au fost pregătiți pentru aceste întârzieri la plată și în plus, combinat cu dificultățile din teren, din anul 2023, seceta și alte probleme, inputurile foarte, foarte mari, costuri foarte mari, asta a generat dezechilibre și întârzieri la plată. Și îmi pun speranța că se vor rezolva până la sfârșitul anului ca să nu avem executări sau știu eu ce alte probleme în ferme. Da, e important așa cum spuneți. Sunt zone, cum e Vaslui, de exemplu, unde avem colegi care au avut 2 ani foarte grei de secetă și unde nu au recoltat aproape nimic. Vă dați seama că e disperată. E o situație complicată, situația. Aproape disperată, da. Cum spuneți. Exact, exact. Deci, una peste alta, cam cu asta vă ocupați timpul, nu în această iarnă, nu, domnule Stoica? Sunt multe activități pe care trebuie să le facem, să le acoperim. Credem că implicarea fermierilor este esențială și fără implicarea noastră a fermierilor, nu cred că se pot face multe, multe schimbări. Noi trebuie să comunicăm către ministru, către minister, către Comisia Europeană, către europarlamentari, să le cerem lucruri de care noi avem nevoie și care ne sunt necesare pentru a ne face activitatea. Iar dacă nu comunicăm, nu putem să avem pretenții de la ei, că nu ne susțin. Ori această susținere trebuie să vină și cred că cel mai bine este să lucrăm prin asociații, să avem o voce comună, doar așa putem să avem progres. De acord. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite. Desigur, ne vom reauzi și să vedem care mai este pulsul agriculturii de la nivelul fermierilor și al asociațiilor de fermieri. Vă mulțumesc, domnule Stoica. Mulțumesc și eu. Seară frumoasă. Seară bună vă dorim. A fost domnul Cristian Stoica alături de noi, membru în Consiliul Director al Asociației Grânarii României. Bun, suntem, iată, înainte de a avea încă o legătură telefonică, este vorba despre un corespondent a noastră din județul Argeș și imediat cum o avem la telefon o să discutăm un pic, o să vedem ce se mai întâmplă în Argeș pentru că avem de acolo câteva informații noi. O avem acum pe Elena Picu, este colega noastră din județul Argeș. Bună ziua, Elena, mulțumesc pentru prezență. Bun găsit, Rudi, îți spun ție și salut de asemenea telespectatorii noștri. Mulțumim. Ai dreptate, astăzi vin cu niște vești, poate nu neapărat plăcute, din domeniul viticulturii. Am stat de vorbă cu mai mulți viticultori care sunt profund dezamăgiți în această perioadă când ar trebui să își vadă încununate rezultatele muncii de peste an. De ce spun ei acest lucru și cum argumentează? Foarte simplu, spun că în acest an toate au fost scumpe, începând cu substanțele pe care le folosesc pentru tratamente, continuând cu carburanții pe care i-au folosit la utilaje, continuând după aceea cu forța de muncă și așa puțină, dar și foarte scumpă și mai cer și masă și cafea și țigări și toate. Am auzit, da, 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 da. E vorbim de zilier, oameni care lucrează cu ziua, nu? Vorbim de zilier pentru că în viticultură este greu să angajezi personal pentru că atunci au nevoie mai mult perioada culesului. Sunt niște vârfuri atunci de lucru, da, da, da. Da, deci au nevoie de mână de lucru la tăierile și legările din primăvară, dar și apoi la culesul din toamnă. În restul intervalului se descurcă mecanizat cu lucrările pe care le-au de efectuat în podgorii.
Bun, a fost un an bun pentru viticultori, a plouat la timp în județul Argeș și în toamnă am avut o vreme frumoasă, temperaturile au fost foarte bune, strugurii s-au copt chiar înainte de perioada optimă. Vinul este mult, este bun, calitativ, însă nu se caută. Nu au reușit să vândă nici struguri așa cum vindeau în alți ani, astfel încât să reușească să își amortizeze din investițiile de peste an. Iar acum, în această perioadă, când își sperau să vândă pentru un Crăciun, pentru o masă de Revelion, de asemenea, vinurile nu se caută, spun, dau vina oarecum și pe cele contrafăcute sau pe cele care vin din afară și spun că nu își explică cum poate să vină din afară un vin la un preț, așa cum îl întâlnim în magazine, dacă ar trebui să pună să ia în calcul mâna de lucru, apă, carburanții, toate cheltuielile necesare, transport, fabricație, procesare, îmbuteliere și să ajungă și cu el în România și să fie la prețul pe care îl vedem, dacă nu ar avea o susținere din partea statului din care provin. Și tocmai de aceea spun că se vede și se cere imperios un sprijin din partea ministerelor de resort, astfel încât să îi motiveze măcar să iasă la liman cu cheltuielile pe care le-au făcut până acum, ca să aibă motivație sau încredere să mai pornească și anul viitor lucrările. Am stat de vorbă cu un viticultor, Nicolae Ghina, și îmi spunea că de 2 ani se gândește dacă să mai țină plantațiile sau să le lase în paragină. Cam ce suprafețe, despre ce suprafețe vorbim? Vorbim în medie, sau... despre suprafețe cam până în jurul, în jur la vreo 10 hectare. Deci Nicolae Ghina... Deci fermieri mici și mijlocii, să spunem, da, poate. Mici și mijlocii, da, despre fermieri mici și mijlocii, dar știm că ponderea în orice domeniu este chiar și în industrie. Ponderea este la produsul intern brut, dacă stăm să calculăm, ponderea vine de la întreprinderile mici și mijlocii. Da, da, sunt importanți, sigur, da. Problema sunt e... Sunt foarte important și dincolo de asta, județul Argeș are o excelentă tradiție în ce privește atât calitatea vinurilor, dar și a suprafețelor cultivate prin așezarea geografică specifică și propice pentru cultivarea strugurilor, a plantațiilor. Însă, iată că de 2 ani încoace viticultorii spun că ori au fost loviți de secetă, ori, dacă nu are o problemă din cauza vremii podgoria, au probleme cu desfacerea. Nu mai sunt evenimentele care erau în alți ani, vorbim de anii trecuți, când se făceau nunții, botezuri, când oamenii veneau să cumpere pentru Crăciun, pentru Revelion. Acum nunțile au evoluat, au un alt specific, vinul de la producători se caută foarte puțin în detrimentul celor venite din afară. Da. Uite așa, oamenii au ajuns în sapă de lemn, să nu, să nu poată vinde. Da. Cer un sprijin de la spiritul de la stat, nu? Sigur că da. Mulțumesc foarte mult, să specificăm și noi că această știre o pot vedea telespectatorii noștri în această seară în jurnalul Agro TV. Îți mulțumesc, Elena, te așteptăm și în următoarele zile cu informații interesante. A fost alături de noi Elena Picu, este colega noastră corespondentă Agro TV în județul Argeș. Ne oprim în seara aceasta aici și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe Agro TV. Urmează emisiuni interesante și cu specificul agroalimentar. Vă mulțumesc, ne revedem și ne reauzim. Numai bine vă doresc!